Politicii sunt angajați la cluburi, că suntem frumoși, ca să ai influență. Eu dacă Porumboiu mă lăsa, eu luam trei campionate la Vaslui, 200 la cum ați fi făcut? Ce ați fi făcut cu arbitrii? Săream la cap. Tocmai ați spus că voia să-i mituiți, adică. Deci nu există pe lumea asta, banii n-au miros. Nimeni nu te iubește, nici nevasta, nici copiii, dacă nu le dai. Eu nu cred că arbitrii români ar fi sărit la cap, domnul Danciu. Auzi, dar arbitrii străini ce au? Te-ai gândit vreodată cât se câștigă numai la pariuri? N-ai văzut cât câștigă ăia afară? Da. Ăia nici n-amintesc care e cel mai bun arbitru, care e cel mai grozav. Noi numai clasamente facem. Care e cel mai... Păi noi am avut un arbitru uriaș, se numea Aurel Bentu. Și el, săracul, n-a prea mers la școală, dar era un arbitru nativ de senzație. Și la un meci în străinătate, atunci se punea preț mai mult pe timpul tabloului, pe limba franceză. L-a întrebat cei de profesie, la care Aurel Bentu face technical cu cârca, cu cârca, și arăta cu umăr. Adică tehnician cu cârca, el care, știi? Vreau să vă mai întreb o chestie, că ați amintit mai devreme despre asta. Știți vreun, fără să vă cer vreun nume, știți vreun arbitru care paria sau a pariat sau pariază? Atâția, foarte bun. N-are rost să le dau numele. Serios? Pariau și jucătorii peste tot. Păi gândește-te, fii atent, un calcul. Un arbitru, dacă pariază și în activitate și la nivel mare... și face niște jocuri, câștigă de poți să-l dea afară definitiv. Că nu are nevoie de bani toată viața. Auzi, eu aveam cel mai mare salariu dintre toți arbitrii din România. Cum îți explici că n-am lux, n-am mașină, n-am nimic, n-am vile? Stau în casa care am primit-o de la taică-meu, n-am nici apartament la București, n-am nimic.